Pistele de biciclete de pe Bulevardul Republicii au fost marcate și jalonate în totalitate, încălcarea zonei rezervată bicicliștilor fiind interzisă. Deja au fost delimitate fizic pistele, au fost amenajate în schimb parcări pe sensul celălalt de mers, astfel încât să asigurăm locuri de parcare pentru cetățenii care au imobile pe acea parte. Pe partea opusă, unde sunt pistele de biciclete, sunt mulți agenți economici care au posibilitatea de a-și parca autoturismele în incinte. În zona gării se va face juncțiunea dintre pistele de pe Republicii și cele de pe Bulevardul 1 decembrie 1918, unde se va face și traversarea carosabilului spre trotuarul de pe partea opusă. Pentru că este o zonă extrem de circulată, viceprimarul Ionuț Apostu s-a întâlnit cu proiectantul și cu constructorul pentru a stabili împreună cea mai bună soluție pentru traversare. Mai bine că 2 metri. Intri în buclă frumos, nu la mai buclă pe lângă stâlp. Sunt unele probleme privind asigurarea continuității pistelor de biciclete. Așa cum știți, e o zonă foarte aglomerată, zona gării Buzău, inclusiv foarte multe stații de autobuz. De aceea, iată, astăzi am venit împreună cu proiectantul și cu constructorul pentru a identifica soluțiile tehnice în teren, astfel încât să asigurăm continuitatea pistelor de biciclete. Așa cum știți, pe Republicii acestea au fost finalizate, urmând acum să fie trasate prin zona de trecere, să spunem, a sensului giratoriu de la gară, apoi continuitatea se va asigura tot pe două benzi de pistă de bicicletă pe sens, pe partea cu strada Vulcan, aș putea spune, de pe Bulevardul 1 decembrie. Dar ideea este că aici, Ionuț, uite, vezi cum era asta cu 90 de grade. Ea acum trebuie să vină... Păi nu era chiar 90 de grade, că ea venea de aici. Nu, 90 e din polul ăla de pol. Da, ea venea de aici, de aici urca, erau ăia, deja aici trebuia să avem ăia, 2 metri. Deci intra deja de aici pe pistă, nu de acolo, da, că erau 2 metri și aici pe pistă. Dar atunci facem așa, acum vii cu asta aici. Deci continui bordura asta aici. Până în capăt. Bordura asta mă merge direct în față la doamna. Da. Exact. Și dispare asta de aici. Aici ar trebui pe lângă trecerea de nu. Ce vreau? Da. Nu intrăm în stâlpul ăsta. Dar vii cu bucla aici așa ca să intrăm și pe partea elaltă. Deja a fost realizată și juncțiunea dintre proiectele de pe 1 decembrie și Bulevardul Unirii. Acolo în capăt, în intersecția cu Calea Eroilor, o să avem o buclă, un fel de intersecție pentru piste de biciclete, dacă vreți. Vom avea interconectare atât spre Unirii cât și spre Calea Eroilor, pentru că, așa cum știu toți cicliștii, cea mai mare problemă reclamată de către cicliști este aceea a absenței continuității acestor piste. După ce va fi finalizat și proiectul de pe Bulevardul 1 decembrie 1918, se va putea spune că s-a creat prima parte a inelului verde al Buzăului dintre Parcul Crâng și Parcul Marghiloman.